mit dem Tag. Ja, ja. Arbeiten. Aici în Moldova noi arbeiten foarte. De fapt, ce... De fapt, ce pot să vă zic, doamna Merkel? În primul rând, sunt foarte bucuros că am ocazia de să comunic cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales totuși să veniți în această zi frumoasă. Îmi pare rău că nu o să stați aici până la ziua Independenței. O să discutăm câteva întrebări, probabil, care ne seacă acum, să zicem, pe moldoveni cel mai mult. Am fi foarte, foarte dispuși și foarte, foarte binevenit ar fi dacă ne-ați oferit, deci, dumneavoastră din partea Germaniei, ceva granturi anume ca să dezvoltăm afacerile din Republica Moldova. Ne gândim la faptul că, oficial, țara noastră este foarte săracă, da? Deci pe hârtii noi nu avem bani deloc. Circulă foarte mulți bani pe negru. Deci, probabil, ăsta este un stop mare al business-ului la noi în Moldova. Deci ar fi foarte binevenite niște granturi, anume care ne-ar ajuta să combatem corupția. Deci să nu ne ajute chiar direct în afaceri. În afaceri ne descurcăm. Dacă, sincer, lucrăm cu foarte multe, nu știu cum se zice în germană, apcaturi, tot sunt fericiți, banii nu sunt declarați, oamenii semnează contracte, lucrează. Sunt foarte multe domenii care acum la noi în Moldova se dezvoltă și se dezvoltă cu o rapiditate enormă. Deci chiar să luăm domeniul din care fac parte eu, IT-ul, da? Deci necătând la faptul că suntem atât de săraci, avem cadre foarte, foarte bine pregătite, universitățile noastre totuși educă și, să zicem, și pregătesc specialiști într-adevăr de buni. Ce pot să vă mai zic? Nu suntem un popor care să cere, deci hai ajutați-ne chestii, mă rog, sunt și uscături de asta la noi popor, dar în orice caz noi ne-am bucurat dacă ne-ați oferi o posibilitate că nu neapărat să ne ajutați direct financiar. Deci, cel puțin cu experiență de care deja vă spuneți, partea lui Botone și așa mai departe. În orice caz, 5 întrebări o să fie discutate în cadrul ședinței de astăzi și după aia, normal, nu știu dacă cunoașteți, timpul sovietic și 2 vă